Am jucat azi cu una din favoritele campionatului la noi. Ne-am așteptat un pic să intre ei mai în forță, că ei au fost, au jucat și în Cupa Moldovei, noi n-am participat la ea. După pauză de vreo 3 luni de zile, sunt foarte mulțumit de joacă și de băieții cum au jucat în teren. Și după rezultat, eu cred că tot suntem de acord că asta este, dar sperăm viitor să fie mai bine. Le-ați dat o bătaie bună, atât fizic cât și tehnic. S-a primit, v-a reușit multe astăzi. Da, cred că noi singuri am rămas uimiți cum s-a primit azi jocul. Ei încercau, că sunt băieții foarte mulți cunosc, sunt băieți experimentați, să construiască ceva. Noi încercam să le încurcăm, să nu le sfârmească. Dar până la urmă, prima repriză a fost la egal, a doua repriză, eu cred că, după cât am văzut eu, noi mai mult am dominat și mai multe momente am avut pe parte decât ei. La scorul de 4-3 s-a ratat vreo 3-4 ocazii mari de gol. Da, am ratat vreo 3-4 ocazii mari de gol. Nu știu, la băieți, eu cred că nu le ajunge experiența asta, impulsul ăsta de a merge până la capăt. Că asta este, e fotbal și câștigă cine bate mai mult. Aceeași problemă ca și în tur, realizarea, la construcție, la fizic, la dorință, e practic maxim, la realizare procentajul e foarte mic. Da, nu știu, cred că să pun și să vorbesc cu băieții ce, cumva să facem antrenamente, anume spunem punct pe realizare. Și nu realizarea de pe loc, dar din momentul jocului. Și nu știu, sperăm viitor că suntem primul sezon în națională. Sperăm viitor să facem față mai bine lucrului. Cu toate acestea, ar exista și o șansă de calificare pentru voi dacă reușiți să furați puncte de la lideri și cu concursul rezultatelor în alte partide, ați putea avea șansă la calificare. Sperați? Da, matematic este posibil, sigur că sperăm la asta și ne stăruim să facem asta. Că doar înainte să începe un campionat îți pui un obstacol să ajungi cât mai sus pe tablița de calificare și nu știu, vedem cum va fi. Ultimele partide pentru Fresh Start, chiar dacă sunt cu o diferență de 3 luni, IDC, MAIB și MO Progres au fost pe nivel ascendent, ați jucat din ce în ce mai bine cu IDC, le-ați dat o luptă și ați fost la un pas să luați puncte, după prima repriză era remiză la Chișinău, după care ați bătut MAIB-ul până la urmă și ați luat primele 3 puncte și acum o luptă dârză cu MO Progres. Da, din punct de vedere ce ține de luptă pe teren, eu tot am observat o evoluție, ținând cont că am pierdut cu scor mare cu Ecolux și cu MMZ-ul, parcă mi-au dat aici două echipe un șut să mergem mai departe. Am jucat cu IDC-ul prima repriză, am ținut, dacă nu greșesc, egal. După asta am câștigat MAIB-ul, astăzi ACA s-a arătat cu mult progres, tot un joc foarte bun și sperăm viitor să fie mai bine și mai bine. MMZ s-a întărit și ei pentru retur, va fi și mai dificil cu IDC, MMZ, Ecolux. Cum veți aborda aceste meciuri? Veți pune autobuzul în poartă sau veți încerca să și înscrieți, să-i prindeți? În primul rând, să încercăm să nu intrăm în jocul lor, care ei vor să-l construiască sau care îl fac de obicei la antrenamente. Și o să ne stăruim să le ținem piept tuturor echipelor, chiar dacă s-au întărit. Noi tot ne-am întărit că am prins din turul precedent experiență și cunoaștem un pic mai aproape, când am jucat cu ei deloc. Deja am jucat câte un meci, cred că să fim mai precauți și mai atenți la fazele acestea.